fi deja ar fi minunea planetei să le avem amândouă, și dengue și coronavirus. Să mor eu dacă nu. Bună. Cum am promis ieri, astăzi o să filmăm cum mergem la spital și analizele și toată nebunia, ca să vedeți și voi cum arată un spital pe vreme de pandemie de COVID-19. Pentru cei n-am văzut videoul anterior, nici story-ul, le fac un scurt rezumat. Acum 7 zile eu, 6 zile Ralu, am început să se simt foarte rău, dureri în spatele ochilor, dureri de cap, oase, febră, și Ralu a fost diagnosticată cu dengue. Eu, deși am aceleași simptome, va chiar mai rele, că sunt plin de bube, de un raș complet din cap până în picioare, am dat negativ și astăzi trebuie repetat testul. Am fost în fiecare zi la spital, mi s-au făcut analize în fiecare dimineață, deci, pentru cine nu știe, mie extraordinar de frică de ace. Și m-au scurs, practic, dar da, astăzi mi se repetă și mie testul. Să vedem, dacă nu, dacă dau negativ și la ăla poate să-i cer proba de COVID. Nu știu, să vedem ce iese. Nu garantez că va fi un vlog foarte interesant, nu garantez că va fi un vlog perfect, pentru că abia țin tripiedul ăsta în mână. Deși ne simțim mai bine, eu încă obosesc din cameră până aici. Mă duc ce față are. Bubele astea de-a ieșit pe mine, încet, încet, nu că dispar, dar parcă încep să se deghizeze, cumva nu mai sunt atât de roșii, încep să prindă cumva culoarea pielii, asta cred că e bine. Și am obosit, gata, deja am obosit. Pe mine am început să mănânce tare mâinile aici, între degete și palmele. Da, e o boală extraordinar de rea. Dacă numele ăla, febra, rupere de oase, cine i l-a pus? A știut de ce i l-a pus, da. Să vedem ce iese, ne vedem de la spital. Haide! Am parcat scooterul aici. Hai. Cred că o să scot camera de pe tripied. Mamă, ce poran de la cască. O să scot camera de pe tripied, că lumea se uită dubios. Și faza e, când o țin în mână, se mai aude câte un că prinde microfon câteodată fără să vreau. Acolo cred că se fac testele de COVID, pentru că se pot face. O să plătești undeva la 40 de euro testul de coronavirus. Bă, dar pute aici, eu nu știu dacă testul ăla are ceva în el. Deci pute în zona asta, venim de 4 zile la spital, zi de zi. Bă, în fiecare zi pute într-un hal. Hai, cât e de cald. Cum te simți? Căldura nu vine. Căldura nu prinde bine. Uite, acolo sunt prețurile la pentru teste. Sunt două, unul e 500.000, unul e 1.800.000, nu știu care e diferența. O să vă pun aici în lei și în euro. Treci, că ai mai fost de 10 ori. Blood test. We come every day. Yesterday for the get. Good? 36 cu 2. Asta e bine, bă, ești bine rău. Eu înțeleg că e jobul lor și îți dai seama că toată lumea e panicat. Mai, dar mă stresează în fiecare zi să răspund la aceleași întrebări de 100.000 de ori. Mă disperă. Aici e recepția cum ar veni și noi trebuie să mergem la etajul 3, așa mă, cotul, bravo. Acum, da. Deci acum cel mai important e ca trombocitele Raluca să nu fi scăzut mai mult de 100. Dacă scad mai mult de 100, ea va trebui să fie internată. Ne simțim bine astăzi, chiar foarte bine, comparativ cu restul zilelor, deci în mod normal ar fi trebuit să urce, dar și ieri ne-am simțit bine și erau mai joase decât alalte ieri. E foarte important să fie supravegheată trombocitele aia, pentru că dacă scad foarte mult, dengue-ul se poate transforma în dengue hemoragic și e foarte periculos. E chiar mortal. Și trebuie să fim foarte atenți la asta. Piele. Ce poți?
Mi-ai luat temperatură? Da. Aici e policlinica la etajul 3. Dacă totul continuă în mod normal cum a fost până acum, ne înregistrăm aici, vine, ne ia presiunea în sânge și tensiunea și toate alea. După aia ne vede doctorița un pic, apoi ne trimite, luăm analizele, ne ia sânge. După aia așteptăm o oră jumate, două ore până vin rezultatele, vedem doctorița iară și vedem cum au evoluat plachetele în sânge. Număr Andreea. De picior, de ieri, de când mi-au scos sânge. Să știți că mie e extraordinar de frică. Deci eu o să ies alb la față, jumate leșinat și jumate cealaltă în col. Că așa păsesc când îmi scoate sânge. Mai ales când scot 3 borcane de alea pentru dengue. De? Yes. One more time. Yeah. How do you feel now? Better. It's more better, yeah? Yeah, better. This is going perfect. When did you start for the last? Yesterday. Si. No, no, mine is has 3 days. 3 days. She must come to the party. Today it's... Feel... Da. Astea le avem normale, ceea ce e bine. Dar o chestie ciudată e că astăzi m-a durut-o la frate de m-a mi l-am făcut în fiecare zi doar. Și mi-a rămas chiar și urmă. M-a durut ăla când m-a strâns, am și amețit la un moment dat. Când își dădea drumul ăla cu amețe, am zis, aoleu, ceva nu-i bine. Dar a zis că sunt ok. Între timp ce așteptăm, astăzi e 24 vineri și ieri 23 noaptea s-a anunțat că nu se mai intră, nu se mai iasă din Indonezia până pe 1 iunie. Deci ne mai vedem de ziua copilului prin altă țară, că până atunci mă transform în Bali Babe. Da, All the Bali. Ah, all Bali is red zone? But it's after. Where we have to choose currently? Downstairs in the container. Okay. We have to get it for the rapid test. And how we... But package for the rapid test minimum 2 times because rapid test have a very big false negative in Deci va trebui să facem și alea, ne le-a recomandat, pentru că suntem în zona roșie. Acum a vrut și noi că Bali e zona roșie de coronavirus. Urmează să ne scoată sânge și eu urmează să leșin. Și după aia vor să facem și testul de coronavirus, dar cred că o să-l fac mâine, pentru că dacă îmi scot sânge azi de 2 ori, eu mor înainte de rezultate. Mi-au scos sânge, avem de stat 2 ore după rezultate. Se vede pe fața mea că iar era să leșin, pe mine m-au întins din nou. Bă, nene, dar eu știu de... Nu se poate, mă, de-aia mi-e frică, pentru că ei spun, o să scoatem sânge. Și mie oricum mi-e frică. Bă, dacă îmi spui, o să scoatem sânge, scoatem sânge, nu, o să scoatem sânge. Du-te la ușa din stânga și așteaptă 30 de minute gândindu-te cum băgăm noi acum cu tine. Păi normal că eu în alea 30 de minute eu m-am nebunit, intru în panică. Scoate-mi atunci când îmi spui, vezi că o să scoate sânge, pac, mai și înțepat. Așa se face cu copiii mici. În fine, așteptăm acum 2 ore să vedem dacă dau pozitiv la dengue asta sau nu. Să vedem dacă trombocitele la lucru i-au mai urcat puțin. Și după aceea că dacă vrem să facem și ăla de coronavirus, păi eu l-aș face, că nu mi-e frică, eu chiar prefer să știu. De bine, dacă mai scoate sânge încă o dată, clar, leșin, 100%, garantat. Mi-au scos 3 tuburi de alea. Am crezut că am stat 12 ani acolo, mi-a crescut barba până a scos la sângele de mine. A trecut o oră jumate, ne-am întors. Am fost acasă ca pensionarii să ne bem pastilele, așa e când ești bătrân. Să vedem ce zic analizele și dacă iar dau negativ, o să-mi fac curat, să mai scos sânge încă o dată, să fac și ăla de COVID, dacă e necesar. Mamă, și pe drum încoace m-a bătut o frunză de palmier, ceva, mi-a dat o frunză una în cap. Noroc că aveam cască, mamă, dar ce pervers mi-a dat.
Bun, a fost puțin nebunatic în ultimele ore. Pe scurt, așa e, și eu am dat pozitiv în denghe, ceea ce era de așteptat. Raluca, i-au tot scăzut astea. Thank you. Suntem la un bar aici, jos, la spital. Raluca, i-au scăzut trombocitele până la 86, deci Raluca va rămâne în spital de astăzi. 83. Raluca va rămâne în spital de astăzi și mie mi-au scăzut deja. Sunt în nivel periculos, la 120. Mi-a spus dacă vreau să rămân și în spital sau dacă vrem să testăm, să mai probăm și mâine, să vedem și mâine cum evoluează. Am zis, eu nu vreau să intrați în spital pentru că oricum o să stau în spital, dar trebuie să mă duc să-i aduc eu niște hăinuțe, perețe de dinți, toate nebunile alea. Problema e că din cauza diferenței de orar, ăia de la asigurare încă n-au trimis aprobarea ca ea să fie spitalizată, ăștia de la policlinică în chila 4, după aia trebuie să, deja e 4 jumate, va trebui să intrăm prin la urgențe. E un cacao, pentru că vorbesc cu ea la asigurare, suntem doi bolnavi, adică ăia deja nici nu mai știu, dar stai, cine trebuie să intre în spital, cine iasă, cine... Doctorița e îngrijorată și asta mă îngrijorează și pe mine, că nu ar trebui să ne mai scadă astea în ziua 6 și 7, cel puțin la mine în ziua 7 nu are voie să mai scadă la denghe și ne-a recomandat să ne facem și testele rapide de coronavirus, dar la fel, trebuie să așteptăm să vină aprobarea de la asigurare. E o zi de căcat, cum mă scuzați expresia. Știam, am simțit ieri că era prea bine totul ca să fie atât de ușor. Acum ea va fi internată, eu o să rămân cu ea. Ei o să-i facă și ei un fel de test pentru coronavirus, pentru că nu te internezi. Înainte să te internezi, se fac testele astea, să știe, mă gândesc în ce parte a spitalului se pune. Mă gândesc eu că infectații de coronavirus nu sunt în aceleași zone a spitalului cu ceilalți. Deci da, mă ținem la curent cu ce se întâmplă, sper că m-am explicat bine, sunt terminat, sunt obosit, sunt îngrijorat, sunt cu nervii la pământ, m-am buruiat total. Astăzi când ne simțeam cel mai bine, și ți-am spus, când un doctor îți spune, e foarte ciudat, nu înțeleg nici eu, alea trebuie să scadă în primele zile, în ultimele zile trebuie să înceapă să urce. Eu sunt în ultima zi de boală, cum ar veni, și am penultima. Și tot scad, și scad rău, rău de tot. Eu am ajuns de la 160 la 120. Și ea la 80 și ceva. Și am zis că e ciudat și că să facem și testul. Ar fi deja ar fi minunea planetei să le avem amândouă, și denghe și coronavirus. Să mor eu dacă nu mă dă pe National Geographic. În fine, vă ținem la curent. Asigurarea noastră tocmai și-a dat ok-ul ca mâine dimineață să ne facă și testele rapide pentru coronavirus. Nu, nici nu vreau să mă gândesc că am putea să le avem pe amândouă. Eu am speranța că mâine vor urca, miraculos. Și acum ne-au băgat aici, în sala asta, pentru că s-a aprobat aia ca să fie Ralu internată. S-a aprobat ca și eu să fiu însoțitor de ăla, sau cum se zice, acompaniante. Și vor să-i facă înainte, fac ceva, vor să-i facă niște probe înainte să o interneze. Ne-au tot explicat chestia asta, dar sincer n-am înțeles. Habar nu am ce vor să facă exact. Cum ești? Cum te simți? Ești prima dată când stau într-un pat din ăsta. Bă, îți cumpăr eu altă o casă dacă vrei, dacă îți place. Trebuie să și râzi. Bă, corpul meu își bate joc de mine, mă. A venit doctor aici și a spus tot aia că ne-o trebuie să se asigure că nu e coronavirus. Și zic, bă, eu sunt plin de bube, frate, eu am denghe. Și ai să arată-mi bubele. Și am zis, uite-te aici. Și ați văzut cum eram, nu? Bă, în două secunde, bă, mi-au dispărut toate. Nu mai am. Nu pot să tac, își bate joc corpul meu de mine. Am fost plin de bube, acum două minute le aveam și când am vrut să le arăt la doctor, bă, s-au ascuns bubele de doctor. Și mă uitam ca prost, zic, unde-s mă, frate, mă? Da. Deci gata, mă înțeles ce trebuie să facă, nu? Da. Deci trebuie să se uite pe plămân să vadă dacă avem niște chestii care îi simptome de COVID. Da. Asta era ce nu înțelegeam noi, a venit doctorul foarte, doctorul se vede când e doctor, e altă treabă. Și a zis că de când a început epidemia asta, orice boală infecțioasă, nu contează care e, înainte să fie internat, se face un CDC sau CDT, nu știu cum i-a zis, la plămâni. Așa scot din ecuație coronavirus, acolo se vede dacă e coronavirus sau nu. Uite, mi-au aprobubile înapoi, a plecat doctorul, au venit fraierele înapoi. Corpul meu îmi joacă farse. Gata, ne-au dat camera, e ora 9:30 noaptea.
Vă povestesc acum, hai să vă arăt camera. Facem room tour ca și cum am călătorit. Asta e camera care costă 170 de euro pe noapte. Aici e pacientul principal al zilei. Te simți mai bine? Sunt bine, astăzi am fost chiar bine, nu știu ce. I-au făcut razele alea și tot și au adus-o aici, la camera pe care o aveam rezervată, doamne ce oră sună. Deci înseamnă că nu sunt urme de COVID, mulțumim la Dumnezeu. Acolo se pare că o să dorm eu. E bine că l-am desfăcut acum canapeaua asta. Așa, un scaun aici, televizor, acolo e un frigider și baia. Suntem extenuați, are duș, asta e bine. Dacă mă întreb pe mine, arată mai bine ca toate cazările care le-am avut în Filipine. Sunt puțin supărat pentru că nouă ni s-a spus că ea trebuie să stea internată și eu ar trebui să stau internat pentru că trebuie să ne odihnim și trebuie să mâncăm bine și asta ni s-a spus la ora 1:30 și abia la ora 9 a ajuns în cameră, 9 și ceva. Deci nu ne-am odihnit, a fost un stres total între asigurare. Asigurarea mea trimitea la asigurarea din sud-estul Asiei, din sud-estul Asiei trimitea la asigurarea din Indonezia, ea scriau mie, eu scriam la spital. A fost un... Da, nu mai are sens. Important e că ea se facă bine până mâine, mâine mi se face testul de coronavirus și mie. Și da, să urce plateletele alea, sau trombocite, cum le zice, tot așa le spun ei, plateleți, și cu aia a rămas. Să urce plateletele, mă. Vă iubim, ne revenim în forță. Ceau! Uite ce meniu i-au adus la fata să-și ceară de mâncare pe mâine. Toată mâncarea de mâine. Ce este? Oatmeal. Ce-ți place ție? Da. Uite, cină, tot, mă. A doua zi dimineață, crească, vă lăsăm așa. Ralu, i-au mai scăzut doar două trombocite de ele, dar restul analizelor sunt în sus, deci doctorița crede, e foarte confidentă că mâine își va reveni în ziua 8, iar eu, tocmai mi-au venit analizele, sunt în ziua 8 și mie mi-au urcat de la 112, puteam mers la 120, la 134, deci în principiu eu l-am bătut pe fraier de denghe, am scăpat și de asta, trebuia să-mi fac testul de coronavirus azi dimineață, dar ce să vezi, s-au terminat chiar azi, o să mă sune ei ca să le fac, dar e doar precauție, eu mă simt bine. 99% nu avem coronavirus, am avut denghe amândoi, adică avem denghe amândoi. Am spus că recuperarea mai durează o săptămână, dar eu nu mai trebuie să fac analize. Mi-am scos sânge de vreo 10 ori, deci sunt ciurâi tot pe ambele mâini, nu pot să le întind. Dar Luca 100% mâine să-și devină și ea și să putem să mergem acasă. Încă o săptămână de odihnă în care voi deja o să începe să ne vedeți, pentru că ne simțim bine. M-am pupat!